Bună ziua, Mihai Peticele de la ProTV. Domnule guvernator, la pagina 23, dacă puteți dumneavoastră să reveniți, am văzut că inflația va crește până în 2020, când va avea un nou vârf. Ne puteți spune ce maxim va avea anul acesta? Acesta e? 23. Poate asta? Asta e 18. Pagina, la pagina, mă uit, eu n-am alt reper. Asta? Următoarea, aceasta. Asta e inflația, acordul e ajustat. Da. Pe ce ne interesează, practic. Da. Asta e coșul de consum. Și ne puteți explica un pic cum anume se va fluctua, ce anume va fluctua, ce anume se va scumpi și până unde se va duce inflația aceasta? Păi, pe prețuri specifice, că se va scumpi cămașa sau se va scumpi usturoiul, nu avem de unde să știm. Da. Observați aici însă care sunt contribuțiile. Cordul e ajustat. Din cordul e ajustat, ca să vă aduc aminte, să scot prețurile la produsele volatile, legume, fructe, ouă, prețurile administrate, care sunt destul de multe. Nu? De exemplu, în acest cordul e ajustat nu intră prețurile la produsele accizate, cum este tutunul. Acestea ați văzut că au o altă traiectorie. Ele, de exemplu, sunt pe partea cealaltă, că aici ne păstrăm la în jur de 3%, și ele sunt pe partea cealaltă, se duc spre 4%, au duc indicele prețurilor de consum spre 4%. Da? Cu alte cuvinte, grosul produselor pe care noi le putem influența, acestea care intră în cordul ajustat, au această creștere din trimestrul 1 și trimestrul 2 2019, după care se mențin relativ stabile. Iar celelalte prețuri, dacă îmi dați voie, dați-le aici, cum sunt prețurile administrate, nu? 0,6. Le vedem în continuare în sus. Combustibili, 0,4. Le vedem în continuare în sus. Cordul ajustat are o contribuție, dar, cum v-am spus, relativ mică pentru acest an. Și produsele de tutun și cele alcoolice, nici nu știu pe unde sunt, unde le-ai pus, Vili, care au crescut datorită influenței pe care v-am spus. Hai să ne mai uităm la asta. Uitați și aici componentele mai bine precizate. Cordul ajustat este albastru și prețurile administrate 0,304, cordul ajustat 2,4-2,2 și inflația IPC 4,2 coboară spre 3,3, în condițiile în care cordul ajustat se menține undeva între, contribuția lui cordul ajustat la 2,4-2,2. Și totul rezultă în această evoluție. Cu alte cuvinte, până spre sfârșitul anului, inflația, așa cum o vedem acum, se va menține în calculul indicelui prețurilor de consum în jur de 4%, urmând ca apoi să coboare spre 3,5%. Toate cu o condiție, să nu se schimbe, să spunem, evoluția prețurilor foarte volatile. Dacă prețul la țiței scade, avem, fac o glumă, să știți că nu vorbim așa, avem noroc, nu? Prețurile. De asemenea, un an agricol bun, cu cartoful, cu roșia, cu nu știu mai ce, dă IPC-ul în jos. Dar ce observăm în toată această evoluție? Un nivel destul de mare de incertitudine, de pe la 1,5 până spre 5% este nivelul de incertitudine în care se pot mișca prețurile, și cu foarte mulți factori care influențează. De exemplu, eu cred că prezentarea mea de astăzi a fost constructivă, ca să vă zic pozitivă. N-am transmis nimica, hai să spunem așa, că să rupe, să prăbușește. Depinde și de dumneavoastră. Că dacă vreți să faceți o știre și regizorul de platou vă spune, doamne, spune, domne, ceva acolo tare. Deci la mine este ceva relativ pozitiv, de la dumneavoastră, guvernatorul a anunțat că se duce inflația în sus. Eu zic că lucrurile sunt ținute sub control,
într-o marjă rezonabilă. Unui guvernator e greu să spună că 4% e o inflație bună. Nu pot să spun asta, nu? E mai mare decât ținta. Da, nici să spun că este catastrofală. M-am exprimat altfel. Nu suntem în Turcia cu 10-15% sau cu deprecierea cursului. Într-un an electoral, să ții inflația undeva în jur de 4%, să vii înapoi, să depinzi într-adevăr de factori pe care nu poți să influențezi, o să zic că este o chestiune bună. Mai putem să judecăm în felul următor și cu asta închei. Hai să zicem că sugrumam creditul. Eu cel mai jos cu el. Credeți că avea o certitudine că în afară de o scădere a creșterii economice sau o dezintermediere brutală cu o evoluție greu de prognozat, să zicem, a prețului la țiței, puteam să văcăm inflația în interiorul țintei? Deci lucrăm într-o economie pe piață cu prețuri libere și ele sunt determinate de către piață. Și am vorbit destul de mult ca să nu trag o concluzie. Nu putem să vă spunem ce prețuri cresc, ce prețuri scad cu exactitate. Pentru că depinde de unde vă faceți cumpărăturile. Da. Și încă o chestiune care, nu știu, aici o chestiune mai mult de nuanță. Am observat că în anii în care guvernul a cheltuit foarte, s-a împrumutat foarte mult și oamenii au fost foarte cheltuitori. Acum am observat împrumuturi foarte mari și atunci vedem că creditele pentru populație a spus că scad. Se inversează trendul ăsta, adică statul nu mai are un comportament atât de, nu știu... Iar ce vă spun acum, eu sunt aici guvernator, dar pot să vorbesc și ca economist, da, sunt și președintele secției economice de științe sociale și juridice a Academiei și pot să vorbesc. Inflația are și un rol de corecție. Deci e neplăcut pentru un guvernator să spună așa ceva, dar absolut perfect pentru un economist. Dacă se dă prea mult, economia reacționează, nu? Nu poate să producă, nu poate să... Și vine și taie. Așa să căutăm la nivel de vinovați, e mai greu de spus cine este vinovat pentru asta. Corecțiile se fac de către piață. Piața e chiar mai nemiloasă decât orice parlament și orice președinte care vrea să taie, vine și face o corecție prin inflație, prin presiune asupra cursului și așa mai departe. Dar nu este de dorit, pentru că ea este și redistributivă. Face corecția, dar nu o face, să zic, corect. Îi taie de regulă, îi afectează pe cei cu venituri mici. Da. De aceea este adevărat că un bun social de foarte mare preț a trebuit, în Europa cel puțin, dar numai în Europa, băncii centrale, stabilitatea prețurilor are un rol esențial. Și noi nu ne disociem de acest lucru. Dar dacă vedem că sunt factori pe care nu avem cum să-i controlăm, îi spunem publicului, spunem că ținem lucrurile sub control și nu ne apucăm să folosim instrumente neadecvate pentru combaterea lor. Nu știu dacă v-am mulțumit, dar mi-a spus întrebări grele și vă rog. Bună ziua, Greta Bogdan de la Antena. Vorbeați despre incertitudinea de la început de an care a influențat și cursul și aș vrea să vă întreb care sunt previziunile dumneavoastră în ceea ce privește raportul dintre moneda națională și euro, dacă se va mai deprecia leul sau vom avea parte de o stabilitate. Nu avem motive serioase, cu excepția deficitului comercial pentru deprecierea leului, dar leul este cotat pe piață și influențele factorilor de pe piață sunt importante. În plus, la începutul anului am tras un semnal de alarmă și fără să sperii pe nimeni, o spun încă o dată. Leul este convertibil. În sensul, acum sunt mai multe definiții ale convertibilității, dar în sensul că foarte mulți investitori țin titluri de stat sau titluri în lei. Ei nu trebuie antagonizați,
nu trebuie speriați, nu trebuie, sunt sensibili, adică au un titlu și se uită și ei la televizor și să văd asta îmi dă o dobândă de 4%, dar 4%, uite, să ceartă cei de la București, să mai apare vreo știre în asta negativă, s-ar putea să deprecieze cursul cu peste 4%, am pierdut tot ce am câștigat la dobândă. Cu o definiție, nu este a mea, este definiție folosită foarte des pe plan internațional, investitorii sunt niște animale sperioase, trebuie să fie speriate. Noi, în ianuarie, am văzut de la o mare bancă două cuvinte care sunt... Un banchier nu trebuie să vadă așa ceva, am mai văzut la viața mea. 92, 99, Sell Romania. Sell Romania, adică vindeți tot ce înseamnă titlul românesc. Păi sunt vreo 20 ceva de miliarde de lei prin lume. Lumea a avut încredere în leu și nu trebuie să, Banca Națională nu trebuie să dea deloc sentimentul că nu merită această încredere. Și încrederea este compensată și prin politici adecvate, ce facem aici. Asta spunem, vă spunem și dumneavoastră, dar știți foarte bine că ne ascultă și cei din străinătate, că suntem serioși și că am căutat cel mai bun mix de politici monetare, cele care sunt la dispoziția noastră, ca să păstrăm această încredere a investitorilor români. Pe scurt, nu văd motive de deprecierea leului, cu excepția deprecierii concurent, dar noi, la Banca Națională, nu credem că așa trebuie făcută corecția. Corecția, o eventuală corecție a deficitului extern, dacă încerci să o faci prin depreciere, că am citit așa năstrușnicii din este, așa, foști studenți, dacă nu ții celelalte pârghii ale cererii, deficitele fiscale, cheltuielile bugetare și sunt sub control, deprecierea nu-ți face decât te aruncă într-un cer vicios și favorizează pe cei care dețin active externe, euroizează, ca să spunem așa. Nu? Noi am trecut printr-un proces îndelungat care de la vreo 70% credit în valută am ajuns la mai puțin de 40%. Asta e un mare, mare avantaj. De asemenea, grosul economisirilor populației din România este în lei acum, nu este în valută. Și asta, acest lucru trebuie păstrat. Deci nu suntem pentru deprecierea cursului. Dar să nu mă întrebați cât va fi cursul, că nu, nici eu nu știu, stabilește piața. E o problemă destul de discutată în momentul de față. Înțelegem că există un blocaj atât la fondul de garantare cât și la bănci în ceea ce privește programul Prima Casă după schimbarea indicelui. Cum vedeți situația asta de incertitudine? Prin discuții cu Ministerul de Finanțe ne putem aduce și noi contribuția, Ministerul de Finanțe cu băncile, acolo se găsește soluția. Care credeți? Dar nu la mine. Propunerea dumneavoastră care? Nu am aici, trebuie să așeze lumea, tehnicienii să se așeze la masă, tehnicienii, așa cum au făcut cu ordonanța 114. N-a ieșit, cum să spunea frumos cineva, a ieșit o marmeladă așa, dar na, și marmelada e bună. N-a ieșit ceva rău față de 114 inițial, a ieșit ceva îmbunătățit, ca să zic. Deși la programul Prima Casă, oamenii să se așeze înainte de a da semnale în piață, că nu trebuie. Programul, după mine, a fost un program bun. Toate țările au așa ceva. Mai ales dacă ai... Dar e program guvernamental. Noi putem să ne spunem părerea din punct de vedere tehnic, ca să funcționeze bine, ca să aducă stabilitate în sistem. Dar aici băncile trebuie să se așeze, să-și asume toate responsabilitatea la masă cu Ministerul de Finanțe, cu Guvernul, suntem și noi parte, și să găsească soluția cea mai bună. Oana. Da,
Vreau și eu să vă întreb de prima casă, dacă proiectul de hotărâre publicat, că ceva oficial este în momentul acesta pe site-ul Ministerului de Finanțe, un proiect de hotărâre în care aduce și RCC pentru a fi aplicabil la prima casă, niște condiții în care cel puțin la o primă vedere și poate dumneavoastră puteți spune mai exact, ar fi de pierdere pentru băncile care ar continua să intre în program. Uitați, asta a devenit o chestiune mult prea electorală ca Banca Națională să intre în discuție. Cea cu IRCC-ul și cu roborul. Eu cred că chiar am sărit ușor calul când, în urmă cu două zile, am făcut referiri la robor, dar pentru că știu că preocupă societatea. Lumea așteaptă ca IRCC ăsta să facă cine știe ce minuni și așa e parte. Formula mea este următoarea. Noi, Banca Națională, am spus în Parlamentul României, prin Consiliul de Administrație, deci acolo nu am fost numai eu, am fost între Consiliul de Administrație, 9 oameni serioși, ca să spun numiți, de către tot spectrul politic din România, cu responsabilitate profesională, și am spus, roborul nu a fost manipulat. Acum că cineva iese și spune, adică indiferent ce spune, dicta mai Consiliul, o spune de-andoaselea, nu avem ce să discutăm la Banca Națională, pentru că ați văzut cele două cuvinte cheie ale acestui personaj. Abuz și manipulare. Abuz, manipulare. Dacă orice mișcare de dobândă, de curs, apare, care sunt normale într-o economie de piață, apar că fiind manipulări sau abuzuri, e greu de discutat. Capătă conotație electorală, intrăm într-o dispută care nu avem voie să intrăm, noi Banca Națională. Noi încercăm să fim neutri. Deci, legat de robor și trecerea la IRCC, singurul meu comentariu rămâne cel de acum două zile. Nu-mi permit să vă spun mai mult. Îmi pare rău. Discutați cu alți factori. Da. Cred, și știți ce am spus data trecută, că în momentul în care un indicator poate să fie cel mai bun. Roborul pe mine privea înainte, nu? Era bazat pe cotații ferme, deci comparațiile cu Libor și așa mai departe au fost false. Pentru că Liborul erau cotațiile pe care le spuneau dealerii. La noi va ruga de cotații ferme, adică erau afișate și în momentul în care cineva spune, băi, ai pus 3,20, dăm bani la 3,20 sau îți dau eu bani la 3,20, nu? Trebuia să execuți. Deci aici ajungi la discuția pe care am avut-o cu multe persoane și mi-am dat seama că opinia publică, nu? Intri într-un magazin, vezi un preț, dar nu cumperi. E afișat, e preț ferm. Și unul spune, bă, nu e adevărat prețul ăla. Dacă eu n-am cumpărat, nu este adevărat. Iar celălalt spune, nu, domnule, e preț. Ăla e prețul adevărat. E prețul din magazin. Așa și cu roborul. Deci el privea înainte, era forward looking, avea toate calitățile să reflecte piața, dar în momentul în care n-ai încredere în el, îl demonizezi, își pierde din valoare. Valoarea oricărui indicator este special încrederea. Dom'le, reflectă adevărul. Și într-adevăr, al doilea motiv pentru care am fost de partea, am fost sus, da, dom'le, hai să folosim, calculăm altceva. Un alt indicator a fost că în Europa există această trecere de la indicator pe bază de cotații spre indicator pe bază de tranzacții. Și hai să facem unul pe bază de tranzacții, pentru că opinia publică din România a fost în acest fel influențată, că se spune, doamne, tot ce e bazat pe tranzacții este real, tot ce este bazat pe cotații nu este real, este manipulat, este abuzat, este în fel și chip. De cât puteam să participăm la o asemenea dezbatere dacă 9 oameni serioși se duc în Parlamentul României, convocați, spun care este adevărul și a doua zi este același personaj și spune, nu,
manipulare, i-am dovedit, au mințit. Este o discuție total neserioasă și nu dorim să participăm la ea. Și acum v-a spus prea mult. Oricum, consumatorii sunt preocupați de acest aspect, dar noul indicator implică o transparență cu adevărat mai mare pentru consumator și mai este acest aspect al decalajului mare și a reflectării actualității din piață, pentru că indicatorul e calculat pe acum foarte multe luni, pe realitatea unei piețe de acum multe luni, aplicându-se de... Hai să fac o glumă. Păi, ca orice medie, doamna Oana, ca orice medie, nu? Ajungem la gluma lui Moisil, nu? Orice medie, nu? Cum spune el? Așa cu vocea lui, când eram eu student, nu? Stai cu șezutul, jumătate de șezut pe un cup de gheață la 0 grade, cu cealaltă pe flacără la 100 de grade, media e 50 de grade și spunea, te simți foarte bine, nu? Că e media 50 de grade. Orice indice mediu are problemele lui, da? Asta a fost discuția, asta crea societatea românească, acum lăsați... Dar decalajul în timp de aplicare nu e o problemă? Dacă îl omorăm și pe ăsta e receul ăsta, ce mai facem? Stați-l în pace. E bine că Ministerul de Finanțe a publicat, e bine că discutați. Vă îndemnăm să discutați, inclusiv aici sau la Institutul Bancar Român, dar cel puțin eu nu mai vreau să intru în această discuție, pentru că e o chestiune de credibilitate. Deci, și nu e vorba numai de noi. Asta a apărut și punctul de vedere al Băncii Centrale Europene, punct de vedere echilibrat, și el a început să fie citat. Are 3 pagini sau 4 pagini și fiecare ia de acolo o frază. Hai că nu suntem serioși. Deci noi nu intrăm în discuția asta decât dacă putem să o facem serioși. Asta e. Nu vă deci, din perspectiva Băncii Centrale, decalajul în timp de aplicare mare dintre perioada de calcul a indicelui pe tranzacțiile ce reflectă o lichiditate de acum foarte multe luni și aplicarea din momentul acesta nu este o problemă, nu comportă riscuri nici pentru bănci, nici pentru consumatori. Vă rog să-mi permiteți să nu vă răspund. Cu toată, cum zice un analist, cu toată dragostea nu vă răspund. Pesc. Și eu vă mulțumesc că m-ați înțeles. Irina Chiță de la finzum.ro. Că toți suntem la citat avizul Băncii Centrale. Voiam să vă întreb cum comentați faptul că ei critică că aceste măsuri din OUG 114 pot determina băncile să fie mult mai permisive în acordarea de credite pentru a atinge acel target de volum de creditare și să-și reducă taxa. Eu pot să vă spun aici, vă am două informații ca să nu mai fie. Raportul sau o reacție, recomandările Băncii Centrale Europene nu sunt pe 114 inițial. 114 inițial nu că a fost criticat de toate instituțiile internaționale, a fost pur și simplu desfințat. Deci, aici vă spun cu toată tăria. Am avut probleme mari cu forma inițială. Ei discută... Pe OUG 19, unde s-au venit cu 114 modificat, îmbunătățit. Ca să nu mă exprim multe feluri, mă exprim la fel ca în urmă cu câteva săptămâni. Dacă o haină e prost coită, nu poți să o faci să fie așa superbă. Deci și ce a ieșit din modificarea lui 114, e așa mai... Nu e ca și cum o gândeam de la început. Eu pot să fac o judecată, pentru că sunt veteran. Și vârsta am de acest drept, să spun. Băi, nu era bine să ne așezăm serios. În decembrie, în ianuarie la masă, să curăim ceva bun de la început. Nu trecem prin... Vin prag de Crăciun, cu asemenea, cum i-am zis, năzbâtie, nici nu mai țin minte cum i-am zis, că nu știam cum să o numesc. Dar asta a fost. Prima precizare. Banca Centrală Europeană face comentarii la ordonanța îmbunătățită. Nu știu ce număr are. Da, pentru că aici s-au scumpit. Punctul 2. Dacă vreți punctul meu de vedere, eu l-am citit. Este foarte echilibrat raportul pe ce. Nu e nici rău, nici bun. E echilibrat. O ia pe bucăți, pe... Spune, asta e așa, asta e așa, asta e așa, asta e așa. Și mai spune, dar asta este, ce spuneți dumneavoastră, asta este o remarcă generală, cu orice încercare de a reglementa
sau suprareglementa creditarea, poate să creeze distorsiuni. Este o discuție masivă în Europa, cel puțin, dar peste tot, să nu intrăm în over-regulation. Dar nici extrema cealaltă, știți foarte bine că n-a fost bună. Libertatea totală, piețele fac, rezolvă toate chestiunile, de-aia v-am spus și de țintirea inflației. Că țintirea inflației ce spunea? Lăsați cursul liber, mișcați numai dobânda și toate vin de la sine. Uite că n-au venit, n-au vrut să vină. Numai cu dobânda, un singur indicator, aproape că numai rezervele nu mai contau. Noi când am lucrat în 2006 cu țintirea inflației și cu rezerve minime obligatorii și cu operațiuni de piață și cu intervenții pe piața valutară, pot să mă mărturisesc la 12 ani de când m-am dus acolo la Banca Centrală, că mi s-au roșit urechile. Deci era cel puțin un personaj care m-a tras tare de urechi. Noroc cu Jean-Claude Trichet, care și-a dat seama, stai, că aici avem o problemă cu creditul în valută. Dar mă luase, știi, așa să... Că eram înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Sunt valuri în gândirea economică. Păi dacă făceam noi la Banca Națională ce fac ei acum, la marile bănci centrale ale lumii, cred că eram mai comunicați, nu? Așa se mișcă lumea. Deci discuția la care faceți dumneavoastră referire nu trebuie exagerată. Deci și spun, atenție mare, ați reglementat ceva, s-ar putea să distorsionați comportamentul normal al băncilor care ele evaluează corect care este credibilitatea, solvabilitatea unui client și dau creditul în funcție de toate aceste date. Dar vedeți că este și punctul celălalt de vedere al domnului la care făceam referire, și păi dacă nu, orice valoare, orice diferență, e rea, domne, e manipulare, e abuz. De ce a dat lui ăla mai mult și lui ăla mai puțin? Sunt aceste extreme. Ce spune Banca Centrală Europeană trebuie citit cu atenție. După mine este un raport. Nu este nici un fel de a aplauda, bă, ce ați făcut este foarte bine. Este acceptabil. Și acum despre taxă, nu un nivel al taxei, despre trecerea de la robor și spre IRCC și maniera de calcul. Pot să vă spun succint o reacție a unui înalt reprezentant de la Comisia Europeană, cu care am discutat. Și m-a întrebat de tatăl, is it bearable? Este suportabilă noua formă? Și am spus, principiu da, mult mai bună decât înainte. Acum, băncile, dacă discuți cu ele, ați văzut. Ar fi vrut o dulceață, nu vor marmeladă, au și ele tot felul de... Dar ele au negociat. Cred că ăsta a fost cel mai mare succes al procesului post-ordonanță 114. Faptul că au ieșit băncile și cu Asociația Română a Băncilor, că stăteau mai rău în spatele nostru, rușinoase, timide, nu? Au ieșit, s-au zis la masă cu Ministerul de Finanțe și au negociat pe picioarele lor. Așa trebuie să facă. Ele trebuie să spună bancă. Mulțumesc frumos. Ultima întrebare. Mai aveți și dumneavoastră, da, vreau. Luisa Ilie Reuters, va folosi BNR și alte instrumente anul acesta în afara controlului strict al lichidității? Stați va folosi BNR și alte instrumente anul acesta în afara de controlul strict al lichidității? Și excludeți sau nu posibilitatea unei majorări a dobânzii cheie anul acesta? Nu, nu excludem. Nu excludem, dar nu, nici nu previzionăm. Vedeți cum dați știrea ca să fugi repede. Nu excludem, dar nici nu previzionăm, nu facem forward guidance. Deci am mai discutat de la această tribună dacă Banca Națională își permite să facă forward guidance. Nu ne permitem pentru că avem foarte mulți factori care ne influențează decizia, nu numai un singur factor. Iar în ceea ce vrește alți indicatori, da, să ne gândim. Deci ar trebui eventual să putem să facem absorpție de lichiditate și pe termen mai îndelungate.
probabil ceva certificate de depozit, am mai avut mai mult de o săptămână. Nu avem decât un indicator, un instrument deocamdată. Gama e largă, putem, regulamentul ne permite să facem multe. Dar deocamdată nu facem decât operațiuni la o săptămână. Și probabil că ne-ar trebui și ceva pe teren mai scurt. Uitați, trezoria poate să intre într-o problemă de lipsă de lichidități. Este probabilă. Nu? Apar niște cheltuieli mai mari, au rambursat un împrumut și atunci își folosește bufferul de valut. El este creator de lichiditate. Dacă ne vinde, că ne vinde nouă. Și noi creăm masă monetară sau lichiditate fără să fie decizia noastră. Este decizia Ministerului de Finanțe și poate să apară temporar un exces de lichiditate și el trebuie să fie sterilizat ca să nu se aducă pe deprecierea cursului, pe o scădere care să distorsioneze piața, scădere de dobânzi. Și atunci poate că ar trebui și un instrument care să absorbe mai repede lichiditatea. Deci când am făcut referire la lărgirea instrumentelor, la această chestiune m-am referit mai degrabă de fine-tuning. Atât a fost. Asta a fost singura întrebare? Sau m-am întrebat ceva? Așa. Vă rog. Vasile Coman, Bancherul. Am trei întrebări. Prima se referă la inflație. Prognoza de 4,2% poate părea surprinzătoare. Am văzut prognozele analiștilor băncilor care indicau un procent de 3,8% doar. Dumneavoastră ați subliniat că e o prognoză realistă. Asta de 4,2%? Da. Și ați subliniat de asemenea că este una într-un an electoral. Aș vrea să vă întreb dacă această prognoză este una, de fapt, ce stă în spatele acestei prognoze și dacă ați luat în calcul și faptul că și anul viitor este de asemenea un an electoral și cu toate acestea previzionați că inflația va scădea la 3,2%. Deci menținem tabelul acesta, da? Este 4,2. Observați că partea pe care noi putem să o controlăm e cam constantă și anul ăsta și anul viitor, mă refer la acordul ajustat, observați pe, da? Și ce a apărut în plus aici sunt prozei de tutun și băuturi alcoolice. Este acciza pe care ați văzut-o. Hai să ne mai mergem puțin în spate. N-are nimic, nu știu dacă are ceva cu anul electoral, că eu când eram prim-ministru, țin minte că am vrut să mă acciurez acciza la țigări și mi-a spus, domnule, mai bine pleci de aici acum, adică în an electoral să n-aibă românul ce să fumeze. Păi uite și aici. Când ai o asemenea schimbare de politică, de accize la țigarete, care a apărut ulterior. Deci, în februarie nu o băgasem la socoteală. Deci, față de 2-2-2-2, accize mult mai mari la țigarete. Observați? Deci, are sau nu are de-a face cu anul electoral? E posibil să aibă de-a face cu anul electoral. Deci, să ne mai uităm la tabelul respectiv. Combustibile. 0,5, dacă veți vă uita ce a fost în februarie, era mult mai puțin, pentru că nu era, în februarie nu era chestiunea cu Iranul, tensiunea din Golf, declarațiile lui Trump și președintelui Trump și așa mai departe. Și atunci a apărut un 0,5. Legat de anul electoral, greu de spus. Prețul la legume, fructe, ouă, 0,6. V-am spus, acestea sunt și reversibile. S-ar putea ca în luna august guvernatorul Băncii Naționale să apară aici în fața dumneavoastră să spună, domnule, revizuie din nou. Sfârșitul anului. Nu e 4,2, e 3,1. De ce? Pentru că anul agricol bun a bătut piatra nu știu unde, dar n-a bătut piatra unde se face cartoful, la lungulețul sau cum se numește, e cu tare așa și e cu tare așa și uite, prețurile foarte scăzute și România numai că
a reușit să crească prețurile, să reducă prețurile, dar mai și exporte legume și fructe. Deci eu nu cred că au de-a face cu anul electoral, prognozele noastre. Dar, ce v-am spus, și dumneavoastră ați reținut, are o altă conotație. Noi am spus că vom încerca mesajul nostru ca într-un an electoral, care nu s-a fi unul foarte liniștit așa, noi încercăm să ținem lucrurile sub control. Dar nu ne apucăm, suntem oameni serioși aici, vedeți de câte ori am spus că suntem oameni serioși. Suntem într-adevăr la sfârșit de mandat, dar nu ne apucăm să, de dragul unei cifre care admiteri are un grad de incertitudine, să sugrumăm, de exemplu, creșterea economică. Pentru că nu credem că acest lucru trebuie făcut. Politicile economice sunt, trebuie să fie coerente și noi trebuie să asigurăm o politică monetară echilibrată și indiferent că e an electoral sau nu. Deci nu suntem influențați de anul electoral decât în acest sens, că ne uităm la eventuale măsuri sau eventuale probleme, tensiuni în plus care pot să apară într-un an electoral. Așadar, există totuși șanse să se atingă ținta de inflație în acest an? S-ar putea. Să se atingă ținta de 2,5, nu, dar să mai scadă inflația. Poate să împacă X cu Y pe plan internațional și ne pomenim de la 60 ceva prețul țițeiului, nu, că se duce la 50. Este exclus? Nu. Și ce o să spuneți atunci? Ceva foarte frumos. Banca Națională și Isărescu au avut din nou noroc. Asta e. Dacă sunt norocos, e bine. Am văzut recent datele statistice privind creșterea economică surprinzătoare de 5%. Este acesta un motiv de mândrie pentru economia României? Judecata noastră este următoarea. Cât de repede putem să asigurăm convergența reală este un activ. Deci dacă putem să asigurăm convergența reală, dar fără dezechilibre. Noi când vorbim de dezechilibre, nu vorbim că e așa o chestiune, apare un nor la orizont. Nu. Un dezechilibru, mai devreme sau mai târziu, trebuie corectat. Și dacă nu știi cum să-l corectezi, nu o faci din timp, nu faci ceea ce se numește, acum știm cu toții terminologia, soft landing, piața o va face foarte abrupt. Și o va face printr-o cădere de creștere economică. Piața va duce la acest lucru. Nu? Și atunci, în loc să ai un grad de convergență mai rapid, noi am pățit-o în 2008. 2009, corecția care s-a întâmplat, după o creștere record în anul precedent, pentru că a venit într-adevăr criza. Și atunci este de preferat să ai o creștere care să nu fie dezechilibrantă, ca să spun așa, nu creeze deficite prea mari. Deci creștere economică înaltă este un lucru cu care România se poate mândri, dar să nu producă dezechilibre și v-am arătat că produce dezechilibre. Deci nu m-aș certa, dacă îmi dați voi tot în calitatea mea de senior și veteran, nu m-aș certa că e 5, e mult, că e puțin. Discuția acum, dezechilibrele. Le ținem sub control sau nu? Și mai ales dezechilibru extern. Că am văzut, te folosesc un cuvânt tare, fumuri din asta, ce dezechilibru extern, se poate trăi cu el. Atenție! Nu știu cum se poate trăi cu el. Deci aici ai atenție foarte mare cu dezechilibrele externe și cu asigurarea finanțării dezechilibrelor externe. Încă ceva. S-a discutat și despre currency board. Hai să citim cu atenție raportul privind intrarea României în zona euro. Nu? Și acolo se arată că din punct de vedere al convergenței, din 2000 până în prezent,
că este mai puțin de crezut de către o parte din noi, asta este altceva, dar din 2000 până în prezent am avut cel mai rapid, cel mai înalt nivel de convergență, de la 29%, chiar sub Bulgaria în anul 2000, la peste 60 și ceva, nu știu, 65-66% în prezent. Bulgaria a rămas undeva pe la 50%. Eu, currency board, mai multă disciplină, dar mai multă rigiditate. Deci noi avem suficientă flexibilitate prin politica cursului de schimb. Dar hai să nu facem abuz de ea, ca să folosesc cuvântul becherului. Nu? Să nu facem abuz de această flexibilitate a cursului. Ne poate ajuta, dar când vedem că dezechilibrele o iau razna, ușor, ușor trebuie să reacționăm. Cred că acum la partea externă trebuie să gândim o corecție treptată a dezechilibrului extern. Deci, sub nicio formă, această instituție nu a fost împotriva creșterii economice, că am văzut și chestiile astea. Dozajul. Cuvântul pe care îl folosim, dozajul. Și la creșterile salariale, și e greu să ții dozaj într-un an electoral. Dar... ca în medicină. Dacă un medicament este dat într-un dozaj necorespunzător, îți face mai mult rău decât bine. A treia întrebare. Referitor la stimularea economisirii, cât de mult credeți că ar putea crește dobânzile la depozite și cât de mult ar putea crește depozitele, volumul de depozite pentru a putea să aibă un efect? Deci cel puțin până la nivelul ratei de politică monetară. Ele sunt cam cu un procent sub, dacă le folosim ca medie, și de la bancă la bancă. Unele bănci au surplus clar de lichiditate și permanent. Deci în 40 de bănci, dacă ați fi pe scaunul meu și v-ați uita zilnic la situația lichidității, o să vedeți că nu e, e o diversitate de... Unele bănci au aproape permanent exces de lichiditate, altele se cam zbat. Și o să fie o luptă de concurență, dar unde se vede, să spunem, această sumă algebrică? Ea se vede foarte bine la excesul sau deficitul zilnic de lichiditate pentru întreg sistemul bancar. Și cum vă spuneam, în aprilie s-a reușit să păstreze un deficit aproape permanent de lichiditate, pe când unele operațiuni făcute spre sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai au schimbat situația și acum suntem pe punctul să o corectăm. Deci băncile, probabil în perioada de vară, vor constata că nu găsesc bani mai ieftin de 2,5. Asta este nivelul minim la care noi dăm lichiditate în sistem, nu? Nivelul maxim este 3,5 la lombard, dacă nu facem operațiuni. Dar dacă vom face operațiuni de injecție de lichiditate, le vom face la rata de politică monetară și atunci se vor duce spre 2,5. Dacă banca va considera această instituție, Banca Națională va considera că este bine să nu facă chiar în situații de deficit de lichiditate, să facă vreo operațiune de injecție la rata de politică monetară, ci să vină băncile frumos, cum au făcut în aprilie, să ia lichiditate numai de la lombard, la 3,5, cu atât mai mult. Și pentru că sunt banchieri în sală, le salut prezența, s-ar putea să ne gândim în acest fel. Să nu facem nicio operațiune de injecție în perioada următoare, de lichiditate la 2,5, să vină dânsii să ia bani la 3,5 și poate că atunci se schimbă opinia. De ce? Pentru că un reprezentant al asociației a zis că ce să mișcăm noi dobânzile, domnule, că e inundație de bani.
uitându-se numai la un indicator. Raportul între economisiri și credite. Asta, într-adevăr, e 70-75%. Ei folosesc o parte din bani, iau imobilizație în titlul ăsta, nu cred că vor renunța, că acolo se dau dobânzi bune. Și riscul este mic. Am spus cam multe. La ce indicator ar trebui să se mai uite bancherii? Ce anume? Bancherii ar trebui să mai uite la ce indicator, în afară de... Trebuie să uite la toți, dacă sunt bancheri adevărați, au mulți indicatori la care trebuie să uite. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi plăcută, la revedere!